таким. Noi apă, era până la statarele și ele. Trebuia și traseu încoace, noi să avem și apă, da. Bun, super. Am câștigat un proiect de 2.600.000. O sticluță trebuie să aveți... Adem noi în vahară, până nu știu. Da. Da, părea că la tare erau gropile mai mari. Da, nu, la noi sunt mai adânci. A, ele sunt mai adânci, da? Da. Voi să le faci să o leacă și cu hârlețul, da? Ia uite. Vezi că e grob. Aha. O, e bun. Eu asta prima am văzut-o înspărit. Ia țărâna o chicată așa aici. Vezi că e? Nu. E normal. Ele s-a adânc. Țărâna sus înapoi. A, nu, e așa, burghiu... Așa să intri în păpșoi, acolo. Asta ia să fie mai solidă. Mai moale. Mai moale, da. Mai lichid, mai lichid. Că-i prea... Doamne, aleg de ea. Stați, Irina, mă-și vin și mă arată. A, noi s-ați scos, da? Mă, ce, iau livadă de pierd, eu văd, știu de asta. Super. Am greit cu tine și eu, că el am mai face eu două rânduri și gata. Stă de pie? Da, pie și pietel și cu duși. Bună zi! E că tot ce vrei să plantezi și tu muri? Da, dar cum? Dar ce n-ai intrat tu în lista? Eu am zis și-am scot, de ce spun la mine? Bună ziua, noi revizăm unghiile la care vin și pură. Păi știi. Ați știi? Ia, dar de-am s-a primit după ce mi-am dat. Deci noi am îngropat, dar noi îi scot. Punem de aici scot. Vă uitați după tehnica cu care aveți, dar nu știu cum ați luat cu iese și cum aveți, dar vă uitați după dacă aveți cu capasă. La distanță mai mare, așa vreau să vă tindeți mai mult. Da, e foarte bine dacă aveți cu capasă mai mare. Important să nu fie mai mic de 2, ca să aibă iese. Sună-l pe Dima, e 1 la 3, mai tine. 1 la 3. Atenție, sună-l pe Dima. Eu nu știu de ce. Nu știu, dar numele are. Sau uitați în acte unde e scris și le calculăm, da. Să sun sau trebuie? Trebuie să întrebăm și punem la 3. Așa le punem la 1 metru. Vezi că eu pot pe proiect la 2.30 și eu punem și eu mai la. Așa sunt tractorul, să-l prelucrez, decât și mai rar, mai frumos să fac. Nu. Da, e... Nu, 2.30 e bine, dar dacă aveți... Dar sunt și tractor... Când și cu de care găsim, nu, nu, că noi nu avem așa, adică nimeni nu prestează și neva servicii. Nu, dar cu odii ăsta faci tu crezi? Faci. Când vă spun sincer, când și ne găsesc disponibil să-mi fac? Că pierde la mine e ca la singur. Aici, 2.30. Păi pentru că ei pe urmă o să facă încă de la fiecare bancă să mărește și iar spațiul. 2.31 de acolo, să cale flori 0.76. E ca la una. Așa la una, da. Și așa le punem. Bravo!
Браво, сильно красав. Ша-ша собі дрилися. Ша-ша. Ну, так. Ну, я вас отака, скажу, трасер, що... Ша-ша-ша. Артмани. Артмани. Да, куда? Ну, 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 Лас панекаласа саднес. Ну не душив. Тем де аз колгоз. Ну, а пека муж ной дой буташ плантем, шо варатем. Ту аз кухай. Да, аз ал келу я граному меху. Гранала куркай. Да, май кур. А так ту не кур ел. А, ну он май кур. Bună la tine, trei diete și una de altă. Da, da, da. Normal. Hai să înșepem câțiva butași să... Da, să le pregătim. Dimă, dimă, dă-vă, uite, că nu vede. Una de altă, nu e. Hai să mire fermierii tine. Da. Ișa tu mâine vă bună. Mâine vă bună la scoate. Dar și vă acușiți cântărașul și el și ne-a dat și el. Cântărașul e lui, da. Dar nu vă trebuie cântar. Nu, că să găsim o mărime pe urmă, că asta mesticată trebuie 100 de grame, iar groapă. Ia ca atâta. Să găsim o mărime. Coana să iei, coana să iei. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Mai mult amestecați acum, să aveți pregătit. Dacă nu e până de așa, da. Este. Da, să fie toate și să vedem... Care nu a amestecat, să-mi smic proporția asta, 3 de... Am fost la una de calculă. Una la 3. Ce? Gata, aici. Ce-am primit, am amestecat tot la urmă. Da, da. Da, da. Vezi să cântărim. Da, să cântărim 100 de grame, să vedem 100 de grame. Cât merge la groapă? 100. 100. 8 cadica. Tot trebuie văzut cu ceva măsură, că n-ai să mergi să o cântărești la fiecare. A luat jumătate de cană. Jumătate de cană, zice. A, uite, să mă cântărească cântare. Avem încă mai lară. O, 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 Dar el ați vrei să lucrează aici? Da, și el... Eu și da. Nu am lucrat. Nu, că trebuie să-l cântăriți și nu știu. Da, ia pune la zero. Tot. Nu, din urmă. Da. Și-o voi mie, sunteți organizați. Da? Da. Nu, Dima, aulea, că ieri nu știu mai... Zero. Dar de ce? De cine ați organizat? Nu, să vă găsim și la descărcare. Nu, am vrut cu mașina, da? Da. Dar cânta goală, cântărit, da. Să nu fac goală, trebuie. O cântărită. Nu, nu, dar ce? E mult. E mult, e mult. Era poate și... Cât are, 10? Da, ia ca așa. Jumătate de cămăși. Jumătate de cămăși. E mai puțin, deci bani cam. Cu mult mai puțin, ca putea să găsesc mult. Dima, vine cu azi la mine. Dar pe nume ușor cu păhărul ăla de plastic. Corect. Nu, un păhărut mai mitel, trebuie să-i fixe. Nu, păhărul e de cu de grani. Aici? Nu, de aici, de aici, aici. O coapă mai frumoasă. Ладно, nu contează. Ca să putem pune și perii gunoiși. Cât mai adânc, cât mai bine. Ca să vedeți unde pune grăjimintele astea organice. Nu, cât mai adânc, cât mai bine... Planta nu. Nu, am ușa să vă lămurească. A, da. E tăta să vă lămurească. La sfârșit. Stai, pe loc, el lămurește, ia să... Ia să arată o plantă. Ia cu farfiș, uite-ți acolo. Ia uite are domnul farfiș. Da, aduce farfiș. Ia uite are farfiș. Valeriu, tu ai să privești, dar ia să arată cum se plantează. Tu pe urmă plantezi singur. Ce așa aici, în total, trebuie să fie 60 de ani. 60 de ani. 3 persoane plantează, da. Acum, pe loc, e prezent domnul Flocea. Flocea Valentin. Flocea Dumitru. Și Flocea Dumitru. Și Pana Cristina. Așa. Și Pana Cristina, da. Adică e teritoriul la 3 persoane și e suprafață 60 de ani. E alături la un loc. Și o să fie toată plantată cu mur. Poți da să îngriozi? Super. Așa, puieții era bine aici. Aici o dăm să fie.
пуш, дямал плантем, песта, да ей аич, аша, умочирлы бини шорс. Кари гропа, селектато мой. Ну, я каиже. Аша, аич, да? Да, гропица моя пропи. Вин куаше миша ждю. Аша. Ну, я могу жить и... Așa, îngrășămintele, da, mai la adânc, pentru că ele ori se dizolve și ori se acționeze la anul, când planta o se dezvolte, așa că... Eu așa am vrut, ia. Nu, e bine, așa că noi planta oricum nu o punem. Caldare ce nu așa. Las mâna, că sunt și, se trebuie înșurat. Ca să fie cât de cât uniform, punem și îngrășăminte organice, da, și avem peregrinul vostru, îngrășăminte organic. Așa, la fiecare plantă, vă rog, foarte atent. Avem aici coletul, zona de trecere a rădăcinii în tulpină. Nu trebuie adâncit, adică trebuie să fie la nivelul solului de fiecare dată. Așa, și tot mai dăm pe parcurs. Și sol, și... Și îngrășămintele organice le amestecăm bineșor. Și vedem, adică cred că de-a mai optimal de... De pus puietul. Să fiți atenți, iată aici eu l-am pus și nu se vede. Este mugurașul de creștere undeva. Să nu-l afectați, pentru că asta o să fie lăstarul dumneavoastră de anul viitor și roada de anul celălalt. Adică să fiți foarte atenți, să nu-l rupiți, să nu-l deteriorați. Când plantați, da, apă de-am trebuie. Doar apă. Nu, trebuie. Da, apă trebuie. Deodată, iată, ne-am. Gata. Așa, să lăsăm. Da, apă trebuie inițial odată cu îngrășămintele, să mai punem un neam. Căldărit. Da. Leacă și să le așteptăm o leacă apa să se ducă, pentru că trebuie să tăsăm foarte, foarte bine. Să lăsăm la teuri, să lămurești, el șezi pe gara în... Dacă vând în golă, azi duci. Apa nu s-a dus, da, apa trebuie de sub și apă încă o dată deasupra. Nu, pune-o dobline și apturi. Grășămintele, da. Pune-s minerale. Stați că e apă de-am prea multă, nu a reușit să ducă aici. E trebuie să ducă apă în pământ. Da, o trebuie deșteptat. Mai punem unul și așa șpicare. Cât mai bine de... De tăsat foarte, foarte bine, de apăsat așa de împrejur, rădăcina să fie așezată bineșor și să nu rămână aer între sol și mare rădăcină. E că mai punem amușunul, pentru că aici cu apa e că ne-am. Hai să-l punem pe celălalt până asta se, până apa se duce, hai să-l punem pe celălalt. Bravo, fermierii știu ce trebuie de... Cam așa, da? Da, da. Așa, jumătate de cănuță, 100 de grame, da? 100 de grame din grășăminte. Așa. Apșoară. Apă, ia ca muiet. Apă, da, da. Stați, stați, turnăm apă, nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți, stați, spunem apă. După grășămintele minerale, spune apă, Valeria. Așa. Nu vă grăbiți și apă, după aceea începem amestecat cu organic și cu soa. În caz dacă s-a turnat apă mai târziu, orina asta afectează cumva? Nu mai afectează, nu, dar afectează, să iau un pic și îl tăsăm bineșor, nu o să afecteze. Adică nu e o eroare, asta am vrut să spun. Da. Erod. Da? Dar noi să îi facem ușuroi. Îi lăsăm o leacă, pe urmă când vedem că se mai rășește timp, facem ușuroi. Înainte de a îngheța pământul, cred că, da? Dar cu jos ne spune, Irina. Da, 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 ascultați, spune. Ascultați ce îți vă spune, Irina. Ascultați foarte bine. Ia, domnule, ați fost la plantația, domnule? Da, nu, eu? Nu, eu a fost. Eu a fost așa, aha, da, da, da. Puiet bunișor, frumos, cu rădăcina bine dezvoltată. Iată, aici e coletul, aici e rădăcina, în sus e tulpina, așa, și eu. Așa, pe fie pe deja cum da puneți un pic de compost. Așa, așa, am pus un pic, tasem, urmă continuăm încă o dată. Îl bate. Eu mă încălcat în groapă. Cât mai bine, stați, cât mai bine. Dar e important să faci lucrul ăsta cât mai bine, dar numiți-o cum vreți.
batem cu catocul, bine. Foarte important că ați plantat, cred că toți sunt copășei, ca să-ți... Păi să bine le vadă, foarte bine. Știți voi procedura, nu bine. Dar interesant când mai prăjim. Și mai facem iar așa și mai turnăm apul. Dima, unde se... Și deasupra iar turnăm apă, da? Da, deasupra. Da, și acușul îl tăiem. A să vă arăt cum îl tăiesc când... A să fac mușuroi, un ochi să fie deasupra mușuroi. Ce tu ce? Nu s-a dus apa. Stai, nu turna. Nu, gata, am bătut. Aici nu... De-i pași. Acolo e bun. E bun, las toate. Și mai... Deasupra tot apălea. Și o leacă de deasupra? Da, 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 deasupra. Ajung, ajung. Așa. Uite, și un mușuri ceva. Și aici, dar tot nu-i rozbi. Și furfucuța unde? Da, 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 da. Du-i ordeva, du-i mașină. Ia așa, vedem la fiecare puiet, îi lăsăm, nu vă uitați câți centimetri numărați, să avem 3 muguri, 3 lăsăm, pentru că când o să mușuroim mai târziu, o să rămână un mugur în afară. Aha. 2 îi acoperim. Un mugur afară. Aici rămâne, înseamnă că este crească. A patrulea, uite că jos mai este unul. 1, așa, 1, 2, 3, așa, 3, așa. Așa, și cine retrăie ca să rămâie, să-i vadă, să-i furi, tot bine, nu o să vă mai văd așa de tare, de că cineva zice să-i taie de tot, că îi lăsăm, că iarna, și nu știe cum ar fi. La primăvară o să fie, tăiesc de tot. Irina, dar este vreo diferență când plantăm, numai ce am fost în sat și acum plantăm în câmp, este vreo diferență? Am vedere diferența între distanța, între butaj sau la schema de plantare? Păi, diferența e că fiecare cum și-a făcut tot pe terenul disponibil, dar în general oricum trebuie să-i lăsăm la plantă ca să aibă spațiu suficient, adică cât are nevoie planta să hrănească și să crească normal. Distanța minimum cam care ar fi? Minim între plante 1,20 m, 1,50 m și pe rând 2 metri, 2 metri 30 minimum, ca să aibă cât aerisire și lumină suficientă, să nu se umbrească. Mersi. Mersi. Domnul vrea să planteze una singură. Ce să fac? Dima, dujade! Hai, plantați singuri una, să ne uităm. Stați. Dar primăvara să îți faci mușuroi, iarna, primăvara să îți faci mușuroi. Da, da. Într-o parte. Da. Numai decât. Și când or să înceapă a crește lăstarii noi, ăsta îl înlăturăm de tot. Da. 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 Noi avem lecții până... A, toarna acum te-ai găsit. Eu o să mai vin. Sunt la 30 de mai, noi mai... Eu să-mi dăzmin eu și direct. Așa. Tu acum ascultă. Așteptați să ducă apa, Oleac, așteptați să nu vă grăbiți. Iată, trebuie apa dinainte, Oleac, de turnat, ca e să așeze. Să smergem înainte, că tot așa turnăm apă, ca pe urmă să... Apa stoarnă după îngrășământ. Nu, să smergem îngrășămintea, da. Până cu tăcător să turnăm apă și apa îți plătă. Da, da. Până faci prelucrări la ceilalte și le-am apă. Iată că e important să-l tăsați bine, să nu fie aer acolo. Da, da, da. Dar acum ce fel de soi plantăm? Care soi? Aici dacă e mai devreme. O să fie plantat așa, da? Deci cumva jumătate de lot cu soi și altul. Au fost repartizații, câte 50%. Foarte important, da, să nu le încurci, pentru că soiuri cu coacere diferite și... Mai devreme coacerea. Da, e cu mult mai devreme, adică, da, știți bine că rândurile astea avem acum de lucru de cules, pe urmă trecem la următorul, să nu le... Când îi bani ăștia, să iei pe ceilalți. Două soiuri. Da. Trebuie să faci coașele mai devreme. Păi da, să aveți și cheltuieni schimb, tot e bine, nu? Nu, păcat, să fiți atenți bine unde e mugurașul și ăla să nu-l atingeți. Pentru că, da, acolo în sat cineva întreba. Din mugurașul ăsta permanent o să crească, adică e ca voi unde ați plantat acum planta, gata, e aici permanent de rădăcină, o să dea mugurașii ăștia din care cresc lăstarii de locuiri, e nu o să crească undeva în mijlocul rândului ca zmeura, permanent din punctul de creștere e aici. Nu se mulțește, în caz dacă o să deteriorați rădăcina cumva, dacă o să lucrați, poate să dea, da. Dar nu-i de dorit, trebuie de avut grijă de lucrat superficial solul, nu foarte adânc, nu deteriorat rădăcina.
Da, așa el permanent din punctul ăsta o sprească. De unde e? Stați, îmi pare că nu e bine casat. Nu, dar poate să mai testeam dacă urmă. Nu arată plantă cum îmi mai spune. Și să nu-l adânciți mai mult decât trebuie, și îmi spune. E altoi. Nu, nu e altoi, că nu sunt altoiete, sunt soiuri selectate, dar nu sunt altoiete. Altoiește murul, el se mulțește vegetativ, adică, cum știți voi, pe marcotaj, mai simplu sau... Dar pe marcotaj a doilea de el? Dar voi te-am vrut să-l apucați, le mulțeți? Nu, de-a pildă, eu întreb. Nu, a doilea nu trebuie de lăsat nici de cum, trebuie să lăsați planta să se dezvolte bine, să-și dezvolte rădăcina, să crească, dar nu să vă apucați de marcotaj. Ați la mine la spinieră. După puiet, da. Făceți-o pe pinieră frumoasă și am venit și nu venim, da. Numai nu din primul an. Planta e clar, să... eu nici n-am ideea asta, da. Trebuie să fie matură, trebuie să se dezvolte bine, așa că...